Deschiderea spre străinătate le-a schimbat oarecum viziunea și sunt niște oameni mai dispuși spre o colaborare cu autoritățile? Da, așa este. Cu plecatul afară au văzut și ei cum sunt reguli în afară, au început și ei să fie altfel, să nu mai fie ca înainte să fie scandaluri. Și acum sunt și ei cu minți, își văd de treaba lor, sunt buni de muncă, muncesc, să îngrijesc, să dea copiii la școală, să-i ajute pe copii să meargă de mai departe, să facă școli. Practic, la dumneavoastră era de așteptat să vă confruntați cu multe probleme ce țin de abandonul școlar. Aveți asemenea cazuri? Mai sunt, dar rare sunt cazurile care sunt de abandon școlar, pentru că ei, având bani, au interesul să dea copiii la școală să învețe carte. Este un punct câștigat, să zicem nu așa. Nu se pune problema. Și pentru primărie și pentru, și pentru ei. Pentru comunitate. Da. Pentru că nu mai sunt cei care au fost odată în Sălătruc, ei sunt buni la muncă, muncesc, își fac treaba și datorită faptului că muncesc și fac treaba și vin cu bani acasă. Ultima întrebare, domnul primar. Sunteți optimist asupra posibilității de îndeplinire a obiectivelor pe care vi le-ați fixat pentru acest an sau pentru acest mandat? Eu sper să le duc la cap și să le îndeplinesc pe toate care le-am făcut, dar nu depinde în majoritate de mine, depinde de ce primesc banii de la guvern pe aceste proiecte. Aceste proiecte nu sunt proiecte mici, sunt proiecte mari, iar noi ca comunitate, ca buget local, ca ce vreți dumneavoastră din bugetul local, noi nu putem susține aceste proiecte.